Вот такая сегодня погода, солнечная. Plasa cu bunătăți la Profi. Doar în perioada 16-17 decembrie ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept. Ține durerii piept. 1, 2, 3, 4, tracțiune, 4x4. 5, 6, 7, 8, are elbe peste tot. 9, 10, 11, ani de garantie. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei pot întâmpina probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extract de semințe de dovleac, fructe de afin american, extract de semințe de soia, extract de frunze de urzică, vitamina D3 și vitamina B12, care ajută la reducerea pierderilor urinare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept. Ține durerii piept. A fost odată Dan, specialist în efecte speciale, care a întrerupt tratamentul pentru vertij imediat ce s-a simțit mai bine. Dar a învățat, după niște amețeli, un moment de panică la birou și susținerea celor dragi, că și pentru vertij e nevoie să asculți întocmai sfaturile unui specialist. Medic specialist. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și du-te la medic. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Ca să aduci spiritul sărbătorilor în toată casa, în perioada 16-22 decembrie, la Kaufland ai 50% reducere la toată gama de decorațiuni de Crăciun. Kaufland. Și săptămâna e bună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Violoncelistii Marin Cazacu și Răzvan Suma vor fi miercuri 18 decembrie soliștii Orchestrei de Cameră Radio. Ansamblul va fi dirijat de Ferenc Gabor, iar în program sunt incluse 3 piese pentru orchestre de coarde de Constantin Silvestri, concertele pentru 2 violoncele scrise de Antonio Vivaldi, respectiv Georg Friedrich Händel, urmând ca în partea a doua să fie interpretată Sinfonia 1 în do major de Ludwig van Beethoven. Concertul începe la ora 19 și poate fi ascultat live la Radio România Muzical și Radio România Cultural. Bilete disponibile la casa de bilete a Sălii Radio și în rețeaua bilete.ro. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 14. Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi la Palatul Cotroceni că susține guvernul Orban în demersul de a-și asuma răspunderea pe proiectul de buget 2020. Președintele a mai anunțat între altele și persoana pe care vrea să o promoveze pentru funcția de ambasador al României în Israel. Oana Bună a urmărit declarațiile președintelui și este acum în direct. Bună ziua, Oana! Bună ziua, președintele Klaus Iohannis consideră că proiectul de buget propus pentru anul 2020 este bun și prevede sumele necesare la toate capitolele. Totodată poate să mențină ritmul de creștere economică